Spuneți dumneavoastră. Avem deosebit bucurie ca la ediția aceasta a 7-a a Globului Internațional de Europa de la Universitatea Gorj, să ne onoreze cu prezența distinsa colegă de la Academia Română Filiala de Timișoara, Institutul de Studii Banatice Titu Maiorescu și director adjunct al Revistei Studii de Știință și Cultură, vă rugăm să ne spună câteva gânduri, chiar de acum. În primul rând vreau să vă mulțumesc, domnule profesor, pentru această onoare de a face parte din Consiliul Științific al Revistei Studii de Știință și Cultură, o revistă cu impact internațional, mai ales că ne bucurăm și de onoarea de a avea un parteneriat cu Academia Română Filiala Timișoara și iată că începând cu acest număr, secțiunea de studii banatice pe care o și coordonez. În al doilea rând vreau să-i mulțumesc domnului profesor pentru faptul că, iată, la cea de-a 7-a ediție a Colegiului Europa, de asemenea, fac parte din Comitetul Științific și reprezint Institutul de Studii Banatice Titu Maiorescu. În al treilea rând, am multe să vă mulțumesc. Iată, cu ajutorul domnului profesor a apărut și cartea Albastru Infinit anul acesta în ediție în limba sârbă și în limba germană. Și îi doresc domnului profesor mulți ani, da unde ați fugit? Mulți ani de acum înainte să facem împreună lucruri frumoase. Și vreau să amintesc de cartea pe care am scris-o împreună, Ziua de azi, în care am încercat să scoatem în evidență tot ce mai bun în fiecare zi, să vedem partea pozitivă a lucrurilor și să ne bucurăm de ceea ce putem face împreună și pentru ceilalți. Vă mulțumesc!